Bun venit la Ziua Cooperării Europene! De celebrare a Zilei Cooperării Europene este despre beneficiari și, în primul rând, pentru beneficiari. Este despre eroi care stau la spatele marilor realizări al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Programul Operațional Comun România-Republica Moldova este susținut de Uniunea Europeană, care a acordat 81 milioane euro. La moment se numără circa 80 de proiecte și 200 de beneficiari pe ambele maluri ale Prutului. În spatele meu este rulota în care se află echipamentele care au fost achiziționate în cadrul unui proiect de tip SOP cu denumirea îmbunătățirea timpului de reacție la prevenirea și lichidarea consecințelor inundațiilor în zona transfrontalieră România-Republica Moldova. Suntem bucuroși că am avut posibilitatea să accesăm la proiectele finanțare europeană în cadrul programului operațional comun 2014-2020. În cadrul proiectului SMUR 2, Institutul Medicin Urgent are ca obiectiv construcția unității de primire urgentă. Este un obiect model făcut după proiectul din România, deci ca model a fost proiectul din Târgu Mureș. În Republica Moldova este o noutate și va fi un exemplu pentru toată țara. Evenimentul de astăzi este un eveniment excepțional de important, fiindcă promovează valorile europene și ceea ce vedeți aici, ce se întâmplă, este ceva foarte, foarte minunat, prin simplu motiv că au acces de la cel mai mic la cel mai mare să vadă ce înseamnă cooperarea europeană, ce înseamnă proiecte europene și ce înseamnă valori europene.